Glorie și slavă lui Dumnezeu, binecuvântăm pe Tatăl din ceruri, pe Domnul Iisus Hristos și Duhul Sfânt care ne învață toate lucrurile. Astăzi am avut, eu voi recita o poezie spre slava lui Dumnezeu, dar vreau să menționez despre, să amintesc despre niște lucruri simple despre, de care să ne aducem aminte, fiindcă socotesc că sunt de mare folos pentru noi toți, atât în mod special creștini, cât și necreștini. Și astăzi se menționa despre, făcea fratele Ghiță, Vaipoan, făcea referire la modul nostru de rugăciune și la felul în care tindem noi să ne rugăm, și anume că de multe ori cerem lui Dumnezeu. Era și o poezie, noi cerem lui Dumnezeu El să fie slujitorul nostru, că noi trebuie să fim, de fapt, slujitorii Lui și noi să lucrăm pentru El. Doamne, făm, Doamne, dăm, și când vine încercarea credinței noastre, adeseori cârtim, ne panicăm și începem să mergem la Dumnezeu, Doamne, Doamne, scapă-mă! Okay, so Brother Christian, he's going to recite a poem, but before that, he just wants to share a few things. So we learn from the message from Pastor Ghiță Vaipoan, the type of prayer to pray as David, Lord, try me. And we see that people, so we as Christian, will always call upon the Lord, 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 I want this, I want that, I want this, I want that, as if God is not our master and the Lord, but He is our servant. Așa cum am menționat și sora mai devreme, se menționa faptul că David, așa cum am citit în Psalmul 26, el ruga pe Dumnezeu, cercetează-mă, Doamne, încearcă-mă, trecem prin cuptorul de foc, rărunchii și inima. S-a făcut referire la Iov, de asemenea, care spunea să mă cântărească Dumnezeu în cumpăna celor fără prihană. Să ne mai aducem aminte și de asemenea de împăratul David, care zicea, cercetează-mă Dumnezeule și cunoaște-mi inima, încearcă-mă și cunoaște-mi gândurile. Vezi dacă sunt cumva pe o cale rea și dă-mă pe calea veșniciei. Acestea sunt rugăciuni care îi plac lui Dumnezeu. Nu tot timpul, Doamne, dăm pâine, dăm apă, pentru că este scris că El știe oricum că de lucrurile astea avem nevoie. Pentru asta trebuie decât să-i mulțumim că El oricum ni le dă. Și aș vrea ca să ne trezim un pic mintea sănătoasă și să nu mai tremurăm înaintea problemelor și înaintea încercărilor pe care Dumnezeu le îngăduie peste noi, fiecare dintre noi cu un scop. Și acum am să citesc câteva versete ca să înțelegem scopul lui Dumnezeu, dacă vrea să o lase. So, as we learned earlier from the message through Pastor Ghiță Vaipoan, as we mentioned earlier about David, the way he prayed, to try him, and also in Job, the same type of prayer we had, and also David prayed and said, Lord, try me and see if I am on the path of righteousness. If not, guide me, lead me, Lord. Nu e așa, pentru că noi fiecare ne-am dorit să fim ca David, pe care Domnul îl numea om după inima mea, după inima lui, desigur. Și nu ne aducem aminte prin câte a trecut David și câte suferințe și cum era sabia mereu după el și cum era urmărit de vrăjmași și cum tot timpul ruga pe Dumnezeu. Și biruința tot timpul era dată prin credință și prin încrederea în Dumnezeu. Noi așa vrem să fim ca Iov și să ne bucurăm și noi așa în Domnul că suntem și noi tari în credință, dar uităm cum i-a fost încercată credința lui Iov și Iov nu s-a lăsat. Și de multe ori când vin peste noi necazurile și problemele, ce avem tendința să spunem? O, Doamne, diavolul! O, Doamne, satana!
Și uităm că Dumnezeu îngăduie lucrurile acestea pentru peste noi cu un scop anume, clar definit. Și mereu cârtim și mereu începem să plângem și să ne panicăm. Ori lucrurile astea sunt lucruri de care nu ar trebui să ne debarasăm odată și să înțelegem pe Dumnezeu, să înțelegem felul lui de lucrare și că avem nevoie să fim curățiți de zgură. So many times we desire to be like David because God spoke about David and said that he's a man after his own heart. Or sometimes we desire to be like Job, you know, righteous man. We see that God was pleased with Job, but we forget how many trials they both been through, you know, the wars that were against David and the problems that he went through, or also Job, when he was tried, how many trials it came upon his life. We desire to be like them, but not the trials. And when the trials come in our life, we start saying, Lord, Lord, why? Or, oh, Satan, oh, devil, because of the devil, this and this happened. Instead of asking ourselves, you know, why all these things are going through our lives. So in fact, God wants us to mold us and shape us the way he desires. Și acum aducem aminte și cum am mai zis, David era numit om după inima lui Dumnezeu, Iov era numit robul credincios al lui Dumnezeu și alții și alții. Și Avram a avut parte de încercarea credinței, știm bine cu fiul său, care am fi dintre noi dispuși să avem încrederea asta în Dumnezeu? Care am fi dintre noi? Dar dacă ne-ar cere Dumnezeu niște lucruri sau dacă ne pune la încercare, imediat încep să ne slăbească picioarele și să ne bată genunchii unul de altul și să miră Dumnezeu de noi. De ce? Pentru ce? Unde este credința voastră? So true, so true. So we desire to be like the great man of God written in the Bible, like David, like Job, or even Abraham. When you know his faith was tested big time when God asked for him to bring his only son, to bring him as a sacrifice. And well, if God were to ask these things of us, what would happen? Our knees should feeble and we start to be scared and tremble because we don't like trials, but we want to be called the great people of God. Și Apostolul Petru menționa ceva foarte important. Găsim scris în cartea 1 Petru, capitolul 4, cu versetele 12 și 13. Și vreau să le citim și să ne le aducem aminte. 1 Petru, capitolul 4, versetele 12 și 13. Prea iubiților, nu vă mirați de încercarea de foc din mijlocul vostru, care a venit peste voi ca să vă încerce, ca de ceva ciudat care a dat peste voi. Dimpotrivă, bucurați-vă, întrucât aveți parte de patimile lui Hristos, ca să vă bucurați și să vă veseliți și la arătarea slavei Lui. Amen. So we see even in the New Testament, the First Peter chapter 4, verses 12 and 13, where it says, but rejoice to the extent that you partake of Christ's sufferings, that when his glory is revealed, you may also be glad with exceeding joy. If you are reproached for the name of Christ, blessed are you, for the Spirit of glory and of God rests upon you. On their part he is blasphemed, but on our part he is glorified. 12 și 13, da? I think I read 13 and 14. Okay, so yeah, 12 too. Beloved, do not think it strange concerning the fiery trial which is to try you, as though some strange things happened to you. But rejoice to the extent that you partake of Christ's suffering, that when his glory is revealed, you may also be glad with exceeding joy. Amen. De ce ne spune cuvântul lui Dumnezeu să nu ne mirăm de încercarea care vine peste noi ca de ceva ciudat, ci să ne bucurăm. Și acum mergem în Romani, capitolul 5, cu versetele 3 și 4, să vedem de ce să ne bucurăm.
Iată, zice cuvântul lui Dumnezeu, ba mai mult, ne bucurăm chiar și în necazurile noastre, căci știm că necazul aduce răbdare, răbdarea aduce biruință în încercare, iar biruința aceasta aduce nădejdea. Și nădejdea aceasta, zice cuvântul lui Dumnezeu, nu înșală. So now we see also in Romans chapter 5, verses 3, 4, and 5 also. And not only that, but we also glory in tribulation, knowing that tribulation produces perseverance, and perseverance character, and character hope. Now hope does not disappoint. Deci vedem care este scopul lui Dumnezeu, de a ne curăți, de a ne crește răbdarea, de a ne sfinți, de a ne întări în credință. Acesta este scopul suferințelor prin care trecem și de care avem și noi parte, cum de patimile lui Hristos și așa mai departe. Sunt felurite încercări, nu numai o boală putem numi încercare, sunt felurite și felurite încercări. Dar să nu cârtim în niciuna, pentru că Dumnezeu ne curățește și ne întărește și să înțelegem scopul lucrării. De asemenea, poate și cel rău să lovească și să atace, dar important este să înțelegem sursa, din ce pricină suntem loviți. Fie încercarea credinței, fie pedeapsa, mustrarea și pedeapsa din pricina unei greșeli sau unei răzvrătiri împotriva lui Dumnezeu, fie curățirea firii noastre, curățirea sufletului nostru, că Dumnezeu ne vrea aur curat. Și știm că este scris undeva prin Proverbe, dacă nu mă înșel, cineva să mă corecteze dacă greșesc, că argintul este curățit în tigaie și aurul este lămurit în foc, în cuptor, în focul cuptorului. Deci, cum altfel am putea fi aur curățit dacă nu trecem prin cuptoare? Cum altfel s-ar lămuri argintul? Yes, so we need to understand the reason behind our trials and tribulations, because God does not allow us to go through different trials and tribulations without a reason. So sometimes God is trying our faith. Sometimes the enemy tries to attack us. Sometimes we go as a consequences of our behaving or listening to God the way you should, and now we need to support our consequences. And as gold and silver tried through fire, we also need to be tried sometimes, so we can have like a character of God. Și astfel să ne schimbăm și noi felul nostru de rugăciune, cum se ruga David și cum a menționat și fratele Ghiță Vaipan, cum este menționat în Psalmul 26. Cercetează-mă, Doamne, încearcă-mă, trecem prin cuptorul de foc, rărunchi și inima. Nu e ușor să spunem lucrurile acestea, dar e de folos. E de mare, mare, mare folos. Și Dumnezeu ne cunoaște limita la fiecare. N-ar trebui să ne înfricoșăm cu gândul că, o, Doamne, cum să-ți cer așa ceva? Nu, Doamne, că eu vreau decât să fiu ocrotit, să fiu și așa, dacă s-ar putea de aici să mă arunci direct în rai. E un proces de sfințire. Ar trebui să ne lăsăm lăsați, lucrați, prelucrați de mâna lui Dumnezeu, că El nu greșește. Olarul care ne-a făcut pe noi din lut știe că și vasul trebuie să fie întărit în foc. Olarii știu cum se întăresc vasele în foc ca să reziste, să devină ceramică, porțelan și un vas de folos în mâna stăpânului. Și noi tot așa avem nevoie de curățire. Slăviți să fie Domnul! So now, after we heard these words and the message to Brother to Pastor Gitsa Vaipan, can we change the type of prayer that we pray instead of asking God just for blessing, for healing, for everything that we need for this body? Can we get to that point where we can pray like David and as mentioned earlier, examine me, O Lord, or try me, O Lord, approve me, try my mind and my heart. And because God is not allowing these things to happen without a reason, as mentioned earlier, we need to be cleansed through fire to become stronger and stronger in our faith and to be called the true people of God. Amin. Și acum voi citi poezia care se numește Aur Curățit.
Now he's going to recite the poem. The title would be "The Gold That Is Purified." Amen. Aur curățit de zgură, ne-a numit Sfânta Scriptură, când din foc noi am ieșit și în luptă am biruit. Nu priviți cu disperare când sunteți la încercare. Din cuptor când ai ieșit, tu ești aur curățit. Când te încearcă suferința, oricât ar fi de greu, tu să nu îți pierzi credința, strigă către Dumnezeu. Ca Iisus în Ghețimani, roagă-te pentru pahar, ca să poți goli amarul, strigă iar și strigă iar. Dacă ai credință vie, ai rămas pe temelie. Dacă nu, îți spun să știi, în cuptor te vei topi. Încercarea e cuptorul ca să vadă ziditorul cât ești tu de credincios în lucrarea lui Hristos. Când e suferința mare, tu ești pus la încercare să se vadă lămurit dacă rabzi sau te-ai topit. Aurul strălucitor se formează în cuptor, de aceea nu cârtiți, frați, surori, când suferiți. Orice suflet încercat, el devine mai curat în cuptoarele de foc pentru minunatul loc. Unii rabdă doar un ceas când Domnul îi cheamă acasă. Ca martiri prin chinul greu, ei se duc la Dumnezeu. Alții, ani și ani la rând, în cuptor se zbat cântând, căci Iisus este cu ei ca și cu aceia trei. Dacă ești nevăzător, tu ești aur în cuptor. Dacă ești paralizat, tu ești aur încercat. Orice chin, orice necaz vine peste tine azi, să nu zici, sunt lepădat, Domnul doar te-a încercat. Știu că e îngrozitor, în durere, în cuptor, dar acei care au răbdat se numesc aur curat. Asta-i calea, ce să faci? Rabdă în cuptor și taci, sau mai bine mulțumiți Domnului când suferiți. Oricât ar fi de grea, suferința o vom uita. Sus în cer la răsplătiri, cu ai Domnului martiri. Nu-i prea mult și nu-i prea greu, dacă îl chem pe Dumnezeu, în necazuri, în cuptor, să ne dea ajutor. Haideți, frați, să ne rugăm, către Domnul să strigăm, pentru aceia încercați, ca să fie ajutați. Amin. Amin. Slăviți să fie Domnul. Amin. Amin. Praise the Lord.